Astăzi a avut loc ședința lunară a Colegiului Prefectural al județului Mehedinți, în care au fost dezbătute probleme de interes județean. Ședința a fost condusă de prefectul Alin Isuf, un om implicat în comunitate, unde au participat reprezentanții instituțiilor publice deconcentrate convocate. Pe ordinea de zi a ședinței de astăzi avem înscrise 3 puncte. La punctul 1, o informare privind acțiunile desfășurate de către Inspectoratul de Jandarmi al județului Mehedinți pentru asigurarea ordinii publice la manifestările culturale, artistice, sportive, comemorative și religioase în semestrul 1, în anul 2022, va prezenta reprezentantul Inspectoratului de Jandarmi. La punctul 2, obiective ale Comisiei Europene privind emisiile de dioxid de carbon generate de autoturismele noi în Uniunea Europeană, prezintă Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți. Avem acești reprezentanți, da? Bun. Punctul 3, informare privind activitățile desfășurate pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și auxiliar în incinte și în zonele adiacente unităților de învățământ în anul școlar 2021-2022. Prezinte reprezentantul inspectorat de poliție al județului Mehedinți, care este prezent aici. La punctul 4, în funcție de, după caz, diverse. Inspectoratul de Jandarm județean Mehedinți a participat, conform prevederilor legale, la 6.186 de misiuni, cu 8.125 de jandarmi. Este vorba despre 61 de misiuni de asigurare a ordinii publice, cu 634 de jandarmi, 5.826 de misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice, cu 6.707 jandarmi, 293 de misiuni de cooperare sau colaborare cu 751 de jandarmi și 6 acțiuni punctuale cu 33 de jandarmi. Toate aceste activități au fost desfășurate fără să înregistrăm incidente. Având în vedere măsurile ordonate de la nivel central și în concepția abordării integrate a misiunilor din această perioadă, s-au avut în vedere următoarele. Elaborarea planurilor proprii și integrate de măsuri și au stabilirea măsurilor proprii în vederea implementării dispozițiilor primite, organizarea întâlnirilor comune cu reprezentanții structurilor abilitate pentru realizarea climatului de ordine siguranță publică, în special cu poliția, poliția de frontieră, poliția locală, după caz structurile din cadrul Inspectoratului pentru situații de urgență, asigurarea unei legături permanente cu organele administrației publice locale în vederea asigurării informării oportune cu privire la evenimentele publice organizate în aceste perioade și care necesită adoptarea unor măsuri specifice din partea forțelor de ordine, constituirea capacităților de intervenție și a rezervelor ce pot fi angrenate în timp optim pentru gestionarea situațiilor inopinate, analizarea resurselor la dispoziție și formularea în timp optim a solicitărilor pentru sprijin sau preluarea unor misiuni de către Gruparea de Jandarmi Mobilă Craiova, beneficiind deci de acest suport din partea structurii teritoriale Gruparea Mobilă Craiova. De asemenea, în cadrul ședinței s-a discutat despre schimbările climatice și degradarea mediului, care sunt o amenințare existențială pentru Europa și pentru întreaga lume și reprezintă în acest moment procesul cu caracterul cel mai global cu care se confruntă omenirea în acest secol, din punct de vedere al protecției mediului înconjurător. Dorind să-și mențină rolul de lider internațional în combaterea schimbărilor climatice, Uniunea Europeană a adoptat în mod unilateral în anul 2008, angajamentul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră până în anul 2020, cu un procent de 20% comparativ cu nivelul emisiilor din anul 1990. La nivelul Uniunii Europene au existat încă din 1990 preocupări legate de reducerea emisiilor de dioxid de carbon care generează aceste emisii cu gaze cu efect de seră. Luând ca referință anul 1990 până în 2019, datorită legislației adoptate, emisiile scăzuseră cu 24% și cu 31% până în 2020. În anul 2021 au fost stabilite noi obiective prin Pactul Verde European,
care își propune ca Uniunea să devină climatic neutră până în anul 2050. În anul 2021, de exemplu, 72% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră din transportul Uniunii proveneau din transportul rutier. Totodată au fost prezentate și activitățile desfășurate de către Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și personalului didactic sau auxiliar în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ în anul școlar 2021-2022. În județul Mehedinți sunt înregistrate 202 unități de învățământ, dintre care 194 sunt desfășurate cursuri zilnic, dintre care 39 grădinițe, 133 școli primare, 20 colegii, 2 școli post-liceale. Un număr de 151 din cele 202 unități de învățământ se află în responsabilitatea Poliției Județului Mehedinți, 27 a efectivelor de jandarmi, 24 poliție locală, din care 14 în municipiul Drobeta, Turnul Severin. O să trecem la capitolul pazei și asigurarea cu sisteme de alarmă și supraveghere video unităților de învățământ și vă aduc la cunoștință că din cele 202 unități de învățământ, doar 20 sunt asigurate cu pază umană, aproximativ 10% din total. 142 de unități sunt asigurate cu sisteme de supraveghere video, reprezentând 80%, 81% aproximativ dintre unitățile de învățământ. Din păcate, 60 de unități școlare nu dispun nici de pază umană, nici de sisteme de supraveghere video, din care 14 în mediul urban și 46 în mediul rural, reprezentând aproximativ 30%. În anul școlar 2021-2022 s-au sesizat 32 de fapte penale, comparativ cu anul școlar 2020-2021. Numărul acestora s-a dublat. Situația este explicabilă deoarece anul trecut școlar, cursurile cu prezența fizică a elevilor s-au suspendat pe o lungă perioadă de timp, datorită evoluției pandemiei SARS-CoV-2. De precizat este faptul că toate infracțiunile au fost sesizate în incinta unităților de învățământ, una dintre ele având impact mediatic, respectiv infracțiunea de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice produsă la Liceul Tehnologic de Cebal. Nu au fost înregistrate fapte penale în zona adiacentă unităților școlare. În toate faptele penale înregistrate au fost implicați minori. În 9 dintre acestea au fost implicate și persoane majore.